Ciprian Groza, fostul director adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Galați, a revenit în funcție la un an și jumătate de la un eveniment care a oripilat opinia publică. În august 2019, în spațiul public, au apărut imagini cu o minoră în vârstă de 14 ani din centrul de plasament condus de Groza, care era plină de sânge pe străzile orașului. Odată ajunsă la spital, medicii au constatat că fata a fost victima unui viol. La acel moment, directorul adjunct a declarat că este un caz nefericit și că minora a întreținut relații sexuale cu acordul ei după ce a plecat la prieten cu bilet de voie. Demisia a fost cerută atunci inclusiv de președintele Consiliului Județean Galați.